Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit gazdele dumneavoastră în această după amiază, Marian Mihai. Cu această ultimă emisiune o să ne luăm la revedere de la dumneavoastră și o să ne revedem în anul 2014, însă această ultimă emisiune este o emisiune specială, am spune noi. Partenerul nostru de dialog din această după amiază este domnul Victor Boștinaru, europarlamentar. Bună ziua și bun găsit la Antena 1. Bună ziua și de asemenea salut telespectatorii dumneavoastră. Cum spuneam, este o onoare să vă avem în această după amiază în platoul nostru. V-am prins așa repede din scurt și chiar este un moment foarte important. Am zis așa, Argeșul văzut prin ochii europenilor, Argeșul văzut de la Bruxelles. Dumneavoastră, prin prisma funcției pe care o aveți, sunteți în contact non-stop cu, să spunem, cu marile puteri ale Europei, oamenii care au decizii, oamenii care au decizii zi de zi, nu neapărat pentru noi, pentru argeșeni sau pentru români, pentru toată Europa. Cum este văzută România în momentul de față, cu bune și cu rele, la sfârșit de an, când se trage linie acolo, în ochii europenilor, cu toate tensiunile politice, cu toate fracțiunile, tot ce se întâmplă la noi în România? Permiteți-mi să amendez afirmația noastră. Noi suntem parte a Europei. Suntem. Nu suntem totdeauna convinși sau conștienți, da, că asta, suntem parte conștienți a Europei și că avem drepturi și obligații care ar trebui să fie egale cu drepturile și obligațiile celorlalte 27 de state membre care formează împreună Uniunea noastră europeană. România, recunosc că în ultimii ani Traian Băsescu a învățat Uniunea Europeană să trateze România mai degrabă ca un obiect decât ca un subiect al mecanismului decizional al Uniunii. Asta ne-a creat mari probleme. Al doilea, este adevărat, România a avut momente de percepție complicată a situației sale politice, în primul rând, pornind de la o uriașă manipulare pe care atât președintele cât și locotenenții domniei sale au practicat-o în a dezinforma grosolan despre ceea ce se întâmpla în România, mai ales în timpul referendumului și după referendum. Dar dincolo de toate aceste elemente, dincolo de vânzoleala din ultimele zile, există discuții și tensiuni politice în alte țări, există elemente de instabilitate politică, deci România chiar nu este nici oaia neagră a Uniunii Europene, nu face notă discordantă. În plus, dacă vorbim la România de astăzi, de la finele lui decembrie 2013, România este percepută ca o țară care în sfârșit a început să absorbă fonduri europene și a învățat o parte cel puțin din lecțiile amare pe care trebuia să le învețe și pe care ar fi trebuit să și le pună în operă din 2007 și n-a făcut-o. România este o țară care are creștere economică și acest lucru e recunoscut de către toate instituțiile, inclusiv de Eurostat, sistemul de statistică europeană. România este percepută ca o țară care a revenit pe harta politico-diplomatică a lumii, inclusiv ca urmare a vizitelor unor oficiali guvernamentali, premierul Ponta, dar și vizita premierului chinez la București și summitul China-Europa Centrală și de Est. Aceste elemente coroborate dau imaginea unei țări care începe să se articuleze și să-și asume rolul pe care, pe bună dreptate, îl are. Trebuie uneori însă ca cei care servesc acest rol important de reprezentanță ai națiunii române să fie capabili și conștienți de datoria lor. Când vorbesc de fonduri europene, acest blocaj financiar care a fost în ultima bucată de timp, a avut și un colac de salvare în aceste fonduri europene. România până la un anumit punct a încercat să absorbă niște fonduri, dar ba, exista suspiciunea fraudei, ba, acele fonduri europene veneau așa cu țărita. Numai în 2013 știu că rata de absorpție a fost egală cu tot ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Nu, mai mult. Chiar mai mult. De 3 ori. De 3 ori. De 3 ori. Să spunem lucrurilor pe nume. Datorită unor erori, datorită fraudelor, datorită neregularităților, România a absorbit din 2007 până în 2012 7% din totalul fondurilor europene. Era de departe țara care performa cel mai prost. Eram ultimii din Europa și se adâncea această poziție. Din aprilie 2007 până când discutăm astăzi, România se apropie de 30%. În special în 2013 au fost progrese considerabile, pentru că în 2012, ca urmare a faptelor pe care le menționam anterior, și vă reamintesc că aici la Pitești am spus în 2012, în primăvară, că România poate pierde până la 6-10 miliarde de euro. Era un risc enorm.
El a fost evitat datorită eforturilor guvernului Ponta și au fost 6 programe operaționale suspendate pentru România, însumând cam 6 miliarde de euro. Cu lecțiile mai bine făcute, România are început să absorbă și există șansa ca rata de absorpție în 2016, când se va încheia pentru noi acest program de finanțare din cadrul 2007-2013, România a mai primit 3 ani, un an în plus față de cei doi care sunt, e faimoasa regulă din jargon, M plus 3, în care am fost personal implicat, însemnând 2 miliarde și jumătate de euro și cu finanțarea ale proiectelor europene cu plăți până în 2016. România poate atinge o performanță rezonabilă de spre 70%, dacă nu mai mult, din totalul finanțărilor europene. Dar mai e un lucru de spus. Această lecție amară și acest risc uriaș de a fi pierdut asemenea sume de bani au reprezentat factori de alarmă pentru actualul guvern și sunt convins că o mai bună pregătire ne va permite să absorbim nu doar mai mulți bani, ci și mai inteligent. E o diferență enormă între absorpția cantitativă și absorpția calitativă. Da. Eu știu, ce ne cere, cam mult spus, ce ne recomandă, de fapt, Europa să, eu știu, în ce domenii ne recomandă să facem reformă până la urmă? Pentru că noi încercăm să facem reformă în justiție, reformă pe plan financiar, reformă în administrație cu descentralizare și regionalizare și se vorbește mult și cei care vin în fața noastră, factorii de decizie, ne spun, domne, trebuie să facem treaba asta pentru că asta ne cere Europa, să intrăm și noi în rândul lumii. Ne cere, ne recomandă, este nevoie și de ce este nevoie până la urmă? Ideea că Europa cere și că cere imperativ, eu o resping în mod clar și fără ezitări, pentru motiv simplu. Această țară trebuie să funcționeze mai bine, nu pentru că o cere Bruxelles, ci pentru că românii au nevoie de acest lucru. Al doilea, este o legătură considerabilă într-o administrație publică mai bine pregătită, mai bine plătită, mai stabilă, și un proces de descentralizare real și absorpția fondurilor europene. De fiecare dată spun aproape obsesiv cazul Poloniei. Polonia a făcut reformă regională, Polonia are astăzi o administrație competentă, Polonia este astăzi un model de absorpție a fondurilor europene, inclusiv pentru statele din Europa Occidentală. Noi ca țări am plecat din același punct. Dacă ei au reușit și noi n-am reușit încă, problema nu e la Bruxelles, ci e în România. Deci aceste reforme trebuie făcute. Reforma în justiție, de acord că ea trebuie făcută, resping maniera fie ultimativă, fie foarte politizată în care Comisia Europeană și doamna Reding ne dă uneori lecții, pentru că au fost învățați să facă acest lucru datorită mesajului președintelui României, Monica Macovei și altora. Dar sunt reforme importante, sunt lucruri care vor permite, ca, odată făcute, România să beneficieze și de avantajele de a fi stat membru al Uniunii Europene, nu doar de obligații, cum a fost cazul până acum. Aceasta e direcția pe care țara merge astăzi. Că se tot vorbește că noi, ca și cetățeni, mai mult plătim decât să primim din partea Europei. Până în 2012 a fost real exact. Pe an, România plătea peste 1 miliard de euro la bugetul Uniunii Europene și primea totdeauna mult mai puțin decât plătea. Eram halucinant net contributor în condițiile în care între noi și Germania, între noi și Franța, noi și Olanda, e o prăpastie de bogăție inimaginabilă și imposibil de depășit. Dar ei plăteau mai puțin și primeau mai mult. Exact, exact. Bun, că tot vorbeați dumneavoastră de politici pe care trebuie să se impun de acolo, de la Bruxelles. Noi ne confruntăm aici pe plan local cu cazul mult discutat și mult vorbit al coridorului pan-european 4, autostrada Sibiu-Pitești, care face parte din un proiect integrat asumat de Uniunea Europeană, asumat și de România în momentul când noi am aderat la Uniunea Europeană și se tot arăta așa, șopârla. O facem, nu o facem, o mutăm din Pix Bapă la Brașov, o face până la Vâlcea. Până la urmă, putem noi să ne jucăm cu niște decizii care sunt luate deja și fac parte într-o strategie, sunt finanțate și sunt bine gândite pe un... Este adevărat, este 100% adevărat, coridorul 4 pan-european este un coridor din nucleul de bază al infrastructurii europene, a Uniunii Europene, și România s-a angajat că își va asuma această obligație și o va finaliza. Nu s-a întâmplat până acum.
și nu s-a finalizat, pentru că în genere absorpția fondurilor a fost cum a fost. Vezi cazul de la Arad, Nădlac Arad, exact, cu faimoasa blocare. Bechtelul era altă chestie. Era vorba de unul dintre oamenii din clientela PDL-ului care a ajuns în închisoare, Iordache, exact, pentru povestea respectivă. Dar trebuie să punem întâi lucrurile în ordinea lor. România n-a avut, în lunga guvernare a lui Traian Băsescu, pentru că el de fapt a fost jupânul, nu Boc, n-a avut niciodată ceea ce se cheamă master planul. O strategie privind infrastructura rutieră feroviară, în primul rând, care să fie validată de Uniunea Europeană. Abia acum se finalizează acest efort, pentru că pe acest program strategic decidem care sunt proiectele de infrastructură rutieră care vor fi integrate coridoarelor europene. Noi ne-am asumat coridoarele, dar n-aveam harta care să arătăm de unde până unde duce și în ce fel. Abia în primăvara lui 2014, acest master plan va fi validat de către Comisia Europeană. După ce validăm master planul, abia în momentul acela, Comisia Europeană ne va spune ce este eligibil pentru finanțările europene și ce nu este. Noi putem face multe proiecte astăzi, dar dacă nu sunt parte a master planului validat de Uniunea Europeană, nu vor primi finanțarea. Așa încât, din primăvara lui 2014, având validat master planul, vom avea programul operațional transport, care va cuprinde segmentele, tronsoanele de infrastructură rutieră cu finanțare europeană până în anul 2020. Da. Deci decizia referitoare la segmentul acesta, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, se va lua numai după ce se validează master planul. Am văzut discuția, am văzut dezbaterea din viața publică românească. Trebuie să avem întâi luciditatea și răbdarea să adoptăm master planul și apoi acolo vom decide împreună cu Comisia Europeană ce se face și ce nu se face. Nu pot să vă dau răspunsul astăzi dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, pentru un simplu motiv. Nu avem fundamentul tehnic și juridic pentru această decizie. Exact. Bun. Așa se mai liniștesc și lucrurile, pentru că aceste decizii nu se pot lua la nivel local. Mă gândesc că se vorbea de prietenie, de influențe politice, că vrea un prefect sau că vrea ce senator. Nu se cine poate. Cine crede că aceste lucruri se pot face doar pentru că cineva e mai înalt și altul mai scund, mai frumos, mai blond? Nu. Asta nu merge, pentru că toate sunt parte a unor acorduri cu Uniunea Europeană. Iar finanțările, când s-a făcut programul operațional, programul operațional are niște segmente de infrastructură, fiecare segment este un proiect. Fiecare proiect se semnează între statul membru România și Comisia Europeană. Așa se întâmplă. Știu că dumneavoastră ați colaborat foarte mult cu factorii de decizie locali, cu primari în special, și știu că aveți o colaborare foarte bună cu primarul Tudor Pendiuc, bine, și din prisma faptului că domnia sa este președintele Asociației Primarilor Federația Municipiilor din România. Din România. Da. Știu că ați colaborat la niște proiecte cu finanțare europeană privind anvelopare termică a blocurilor pe fonduri europene și multe alte proiecte. Asta aș vrea să ne vorbiți puțin despre aceste proiecte care se vor aplica în viitorul apropiat, grație și discuție pe care ați avut-o dumneavoastră și suportul pe care l-ați dat. Este probabil cea mai mare realizare a mea ca europarlamentar. În genere, să fii raportor pe un regulament din politica agricolă comună sau din politica de coeziune este cel mai important lucru care se întâmplă oricărui europarlamentar. E vârful activității unui europarlamentar. Eu am fost raportorul pentru fondul de coeziune, care are un buget de 66 de miliarde de euro. Enorm! Ori, datorită discuțiilor pe care le-am avut cu domnul primar, cu Federația Municipiilor, cu Asociația Proprietarilor de aici, din Pitești, am introdus ca eligibile proiectele privind anveloparea blocurilor, reabilitarea centralelor termice și reabilitarea sistemelor de distribuție și transport. Un sistem integrat care vizează producția, transportul, distribuția și consumul energiei termice și electrice, pentru că vorbim de cogenerare. A fost o luptă dificilă, Comisia Europeană a acceptat acest lucru, am avut un sprijin considerabil de la colegii mei europarlamentari, care au și numit raportul meu ca o revoluție verde, pentru că asta reduce foarte mult pierderile de energie, reduce emisiile de dioxid de carbon și de la 1 ianuarie 2014, teoretic, practic din toamna lui 2014,
primarii, municipiile noastre pot aplica pentru finanțări din cele două fonduri de data asta, FEDER și Fondul de Coeziune, pentru a face aceste proiecte care au un impact enorm asupra cetățeanului prin mai multe pârghii. Scade factura la energie cu cel puțin 30%. Asta este dușmanul de moarte al locuitorului de la bloc. Se creează locuri de muncă locale, se reduce consumul de energie, se reduc pierderile de energie și firmele mici și mijlocii, nu multinaționale, sunt mari câștigători ai acestui tip de activitate. Ori astea sunt lucruri pe care le-am construit împreună cu piteștenii, le-am băgat în legislație europeană și sunt extrem de mândru pentru asta. Da, și felicitări pentru munca dumneavoastră pe care ați depus alături de celelalți europarlamentari până la urmă. Ceva trebuie să faci, nu poți să fii doar piesă din mobilierul Parlamentului European, dar în cazul meu a fost o reușită considerată ca cea mai mare inovație adusă unui fond european din politica de coeziune în comparație cu proiectul Comisiei, proiectul inițial. Dacă tot ați adus în discuție că vorbim acum de energie, de resurse, nu știu ce ecuri au avut la Bruxelles ultimele, știu, mini-războaie portate aici pe plan local, referitor la gazele de șist, Chevron, Roșia Montană, pentru că sunt niște entități importante mai departe de noi care privesc aceste investiții și sunt investitorii străini, aici vorbim de americani, de canadieni și multe alte corporații multinaționale care au și ei oamenilor și la Bruxelles și în altă parte și în alte foruri de decizie și eu știu care sunt ecourile. Ce văd investitorii din acest război care se întâmplă în societatea civilă din România? Vedeți și dumneavoastră, la Pungești, la Roșia Montană, Parlamentul European este mai puțin atent la ce spun, ce fac sau ce vor investitorii. Parlamentul European trebuie să se asigure, unu, că există un cadru juridic care să garanteze echilibrul între interesele economice și protejarea mediului. Că nu se va ajunge la producerea unor catastrofe ecologice cu consecințe iremediabile sau greu de reparat. Și de aceea, chiar acum, când discutăm noi până la finele acestui an, se încheie negocierea privind amendarea directivei privind impactul de mediu, tocmai se consolidează prevederile pentru a ne asigura că standardele de mediu sunt respectate de orice investitor. Nu contează cum îl cheamă, din ce țară vine. Al doilea lucru este un lucru cunoscut. Parlamentul European și Comisia Europeană sunt de opinia că exploatarea gazelor de șist, pe baza experienței de până astăzi, cel puțin la nivel european, nu are suficiente date tehnico-științifice care să ne permită să spunem nu există niciun fel de risc sau am luat toate măsurile care să prevină orice fel de risc. De aceea, Comisia Europeană elaborează probabil până la finele lui decembrie un document de poziție față de gazele de șist. Dar ceea ce este extrem de important pentru România în relația cu investitorii străini, fiind membra Uniunii Europene, noi vom respecta și vom pune în aplicare tot ceea ce înseamnă regulă europeană și standarde europene, atât pe partea de producție, cât și pe partea de mediu, pentru că este limpede Uniunea Europeană și datorită experienței istorice și dimensiunilor reliefului și datorită densității populației, nu se compară, spre exemplu, cu teritoriul Statelor Unite ale Americii. Exact. Pentru că, până la urmă, sunt destul de multe interese pe zona aceasta a resurselor naturale și resurselor minerale. România încearcă și pe bună dreptate noi avem capacitățile necesare să fim independenți din punct de vedere energetic și discutam chiar și înainte de această emisiune și de gaze și de energiile verzi, care acum Uniunea Europeană pune foarte mult accent pe ele și chiar oferă niște bonificații, niște certificatele verzi, da. Așa, acele certificate verzi. Chiar aseară am fost prezenți la Ministerul Economiei, unde s-a semnat un memorandum între ICN Mioveni și un institut similar din Italia, referitor la construirea unui generator... Unui reactor experimental. Experimental, da, de generație 4. Da, da. Tot pentru energie nucleară, care probabil va fi viitorul pentru consum, dar aici vorbim undeva peste 20-25 de ani.
De asta zic, cum sunt privite până la urmă aceste... Mai mult ca niciodată, astăzi energie e egal cu securitate. Țările care au resurse energetice mai multe au o securitate națională mai mare. Depind mai puțin de furnizori externi și depind mai puțin de riscurile sau capriciile acelui furnizor care poate utiliza adesea furnizarea de energie cu condiționalități politice. România stă relativ bine în ce privește producția de energie astăzi. România trebuie să-și consolideze capacitatea de a produce energie, nu doar pentru a-și satisface consumul propriu. Din păcate, dezindustrializarea a scăzut mult consumul energiei în sectorul industrial, dar după 2018 România va avea un excedent de gaze naturale din producție proprie odată cu intrarea în circuitul economic a gazelor din platforma Mării Negre și toate celelalte resurse, inclusiv resursele de gaze de șist de care vorbeam anterior, exploatate în condiții de securitate, pentru că ceea ce se discută astăzi în România e doar explorare, nu exploatare, e o diferență considerabilă. România are atul să facă din energie una dintre cele mai puternice pârghii de progres economic în viitor. Și salut nu doar această accentuare a tendinței, inclusiv semnarea protocolului pe care l-ați menționat. Sunt la curent cu evoluțiile și am o relație privilegiată cu domnul senator Valeca și sunt implicat să sprijin cât pot acest proiect, dar în egală măsură salut intenția guvernului de a dezvolta cele două noi capacități nucleare de la Cernavodă, reactoarele 3 și 4, în cooperare cu China. Este limpede în viitor, pe fondul epuizării resurselor fosile, cine are resurse de energie are o poziție economică și politică mai importantă. România poate și merită să aibă această poziție consolidată. Sunt foarte importante aceste semnale pozitive pe care dumneavoastră le trageți aici. Cum a fost, că ne apropiem de sfârșitul anului și de sfârșitul mandatului de europarlamentar, cum a fost acest mandat pentru dumneavoastră, cum îl vedeți, cum ați caracterizat dumneavoastră munca dumneavoastră, pentru că cei de aici, din Argeș, nu sunt tot timpul în contact cu ceea ce faceți dumneavoastră și nu au tot timpul, adică nu văd rezultatele muncii dumneavoastră în timp real. Aceste rezultate se implementează și se văd în timp, dar dumneavoastră cum v-ați caracteriza această... Mi-e foarte greu să vorbesc despre mine, nu-mi place nici să vorbesc despre mine. Dar sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem, sunt însă lucruri, unele dintre ele vor fi publice în zilele următoare, întrucât am intenționat mi-am anunțat candidatura din nou și mă bucur de sprijinul și susținerea prietenilor mei din Argeș. Vreau să spun că acest al doilea mandat al meu a fost, de fapt, un mandat al maturității în Parlamentul European. Au fost responsabilități extrem de importante, inclusiv raportul pe politica de coeziune de care vorbeam, implicarea în proiectul, în regulamentul M+3, care a adus 2 miliarde și jumătate României, prezența în două delegații extrem de importante, prin vicepreședinte în delegația cu China și din această poziție am putut să sprijin cu modestie inclusiv efortul de relansare a relației politico-economice dintre țara mea și China. Sunt vicepreședinte al delegației pentru Europa de Sud-Est și Balcanii sunt o zonă de mare interes pentru România. Din toate aceste poziții am făcut un lucru simplu, am căutat ca pe o platformă europeană și cu mijloace europene să servesc interesele țării mele și mulți dintre colegii mei europeni consideră că am avut o performanță consistentă și nu pot să spun decât că am făcut aceste lucruri cu gândul la români. Știu, partenerii noștri europeni și partenerii americani, cum văd deschiderea României către piața chineză și către investitorii chinezi care vin aici? Știu că chinezii nu prea au așa mari contacte cu Europa și sunt anumite state europene care le cam închid ușa în nas. Noi îi așteptăm. Afirmație doar parțial valabilă. Există o excepție majoră în Uniunea Europeană, Germania. Germania astăzi exportă mai mult de jumătate din totalul exporturilor europene către China. Produsul intern brut german depinde de relația economică cu China peste 60%, multinaționale germane importante, nu le pronunț numele, depind
în proporție de 80% de creșterea, în creșterea lor economică din ultimii 2 ani, de relația cu China. Ori ceea ce e bun pentru Germania trebuie să fie în mod clar și definitiv bun și pentru România. România trebuie să urmeze exemplul altor state occidentale și să-și consolideze pe baza regulii europene, evident, să-și consolideze în toate formele cu putință relația cu China, pentru că asta va însemna investiții, asta va însemna locuri de muncă, asta înseamnă un buget cu resurse mai mari, asta înseamnă capacitate de cofinanțare a banilor Uniunii Europene. Dar poate că vor fi și mai serioși și mai harnici investitorii chinezi decât alți investitori, că am văzut cum ne-am pricopsit cu un Bechtel și cu alții. Vedeți, n-aș vrea să îi caracterizez pe unii sau pe alții. Astăzi China devine unul dintre mari investitori mondiali. Principala destinație investițiilor chineze, nu vorbesc doar de comerț acum, astăzi în Uniunea Europeană este Germania. Ori, dacă Germania apreciază calitatea relațiilor lor cu China, de ce România ar face altfel? Noi nu trebuie să avem nici reticențe, nici idei preconcepute, nici prejudecăți, cu atât mai mult cu cât trebuie să subliniez un lucru. Relația politică dintre țara mea și China a fost de întotdeauna, de la stabilirea relațiilor diplomatice, o relație excepțională care a traversat cu succes teste de mare dificultate. Ori pe această platformă putem construi o cooperare economică absolut de mare viitor. Da, pentru că oricum chinezii și-au arătat interesul și către Olkim, către infrastructura rutieră și deja s-au pus la masa discuției. România trebuie să fie serioasă în relația cu China. China n-are timp de pierdut și China n-are timp să piardă văzând că un partener al său nu este gata, conform cadrului convenit în comun, la datele convenite împreună. Aici este marea problemă și sunt convins, știind că angajamentul Guvernului României este foarte serios și în ianuarie va fi o ședință specială de guvern pentru a analiza procedurile în cadrul acordurilor și memorandumurilor semnate cu partea chineză, ce e de făcut pentru 2014. Bun. Că v-ați anunțat oficial o nouă candidatură, cum așteptați 2014 să fie așa? Un an mai agitat decât 2013? Va fi în mod clar agitat pentru că sunt două alegeri. Alegerile europene și apoi alegerile prezidențiale. Cele europene vor indica probabil tendința pentru alegerile prezidențiale. Dar miza alegerilor europene este enormă și le spun românilor de pe acum. Primele mele două puncte pe agenda de campanie vor fi schimbarea MCV-ului, în așa fel încât el să înceteze a mai fi un instrument de umilire a României și eliminarea condiționalităților politice în Schengen, pentru că ceea ce fac unele state membre ale Uniunii Europene cu România prin cele două instrumente este în afara cadrului juridic convenit, în afara modului în care Uniunea gestionează relațiile cu alte state membre. Suntem egali și trebuie să fim tratați ca atare. De aceea eu cred că atât europarlamentarii români cât și Guvernul României trebuie să trateze 2014 ca un an esențial, inclusiv din perspectiva negocierilor, pentru ca România să devină în sfârșit o țară cu drepturi și obligații egale cu oricare dintre ceilalți 27 de membri ai Uniunii. Da, eu n-am vrut să atingem subiectul Schengen, că oricum nici nu mai avem foarte multe la dispoziție și oricum nu am fi fost obiectiv. De asta am lăsat la atitudinea dumneavoastră, dar totuși merită România, avem cadrul, statutul, neîndoielnic. România tehnic, logistic, ca profesioniști care servesc sistemul Schengen, este astăzi peste multe dintre statele vechi ale Uniunii Europene. Acest fapt a fost constatat în două rapoarte ale Parlamentului European, în mai multe rezoluții, în concluzii repetate ale Comisiei Europene. În spatele amânării stau însă interese politice care slujesc unei campanii electorale sau alteia din unele dintre statele membre. Aceste scuze sunt până la un punct de înțeles, dar sunt deplorabile și de respins pentru că ele subminează demnitatea românilor, interesele României și mai ales pot genera tendințe eurosceptice sau europene într-o țară profund europeană cum este România. Domnule Boșinar, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această după-amiază. Ce să spunem, vă urăm sărbători fericite, liniște, sănătate, putere de muncă și dacă în dumneavoastră în încheiere doriți să adresați telespectatorilor și argeșenilor... Permiteți-mi să le spun argeșenilor noștri
sărbători fericite, un Crăciun și un an nou mai bune, multe bucurii familiilor lor și să ne vedem cu bine în 2014. La mulți ani! Bun, așadar, doamnelor și domnilor, aici trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Gazda Maria Mihai vă spune o zi bună în continuare și rămâneți alături de noi la buletinul de știri care urmează imediat după această emisiune. Numai bine!